Salut! Numele meu este Armin Fatol. Vreau să-ți prezint în acest video consola de mixaj StudioLife 32SX de la Presonus. Este o consolă de mixaj digitală pe 32 de canale cu fadere motorizate, gândită atât pentru studio, cât și pentru sonorizări live și monitorizare. Vine la pachet cu softul de producție Audio Studio One Artist și încă câteva softuri interesante, dar despre acestea puțin mai târziu. Hai să aruncăm o privire puțin în spate și să vedem intrările și ieșirile acestei console digitale. Deși are 24 de fadere motorizate, ea are, în fapt, chiar 32 de intrări fizice. De la intrarea 1 la intrarea 16 avem intrările de microfon, iar de la intrarea 17 la 32 avem intrări combo, adică și microfon și intrare de linie. Mai avem două intrări auxiliare stereo și, bineînțeles, intrarea de tape alături de ieșirea de tape. Și dacă tot am vorbit despre ieșiri, avem 12 ieșiri independente pe care putem avea mixuri diferite pentru monitorizare. Mai avem încă două ieșiri stereo pentru submix, ieșirea principală pentru main-out, ieșire mono pentru subwoofer și intrare pentru talkback. Mai departe avem o ieșire digitală pe AES, o conexiune audio network pe care putem cupla un stage box pentru a aduce canale în mixer din altă parte, de exemplu de pe scenă, o conexiune de rețea pentru a configura routerul și rețeaua wireless și o conexiune USB pe care putem conecta un laptop sau un computer și prin care putem înregistra și respectiv reda până la 64 de canale audio simultan. Practic e o interfață audio cu 64 de intrări. Hai să vedem cum lucrăm cu această consolă și ce beneficii ne oferă. Deși este o consolă pe 32 de canale, este un format compact care are 25 de fadere, cred că am zis 24 mai devreme, dar am exclus acest master fader. Așadar 24 plus acest master fader, 24 de fadere. Pe prima planșă avem canalele de la 1 la 24, iar pe planșa a doua, pe layerul al doilea, avem canalele de la 25 la 32. Efectele, cele patru efecte, cele două auxiliare, intrarea de tape. Una dintre secțiunile importante de pe consola de mixaj este această porțiune de Fat Channel Control. Dacă selectez un canal, am acces direct la gain, panoramare, threshold pentru gate, pentru compresor dinamic, un filtru trece sus, care este independent de egalizator și egalizator parametric pe 4 benzi. Un alt element foarte fain la această consolă este că ea conține un pachet de plugin-uri care se regăsesc și în Studio One. De exemplu, dacă aleg un compresor de dinamică, am posibilitatea să selectez între 3 variante de compresoare de dinamică. În mod similar, ai acces la mai multe feluri de egalizatoare, de reverb sau de delay, iar ele sunt disponibile atât pe intrarea fiecărui canal, cât și pe ieșirea fiecărui canal. Iar dacă folosești un submix pentru a mixa un set de tobe, ai posibilitatea să folosești aceste efecte pe fiecare canal individual, dar și posibilitatea să aplici efectele pe canalul de submix, pe canalul general. Bineînțeles că acestea sunt disponibile și pe canalul de master al mixerului. Toate aceste setări se transpun foarte ușor și natural în softul de producție audio Presonus Studio One. Așadar, orice efect alegi și orice setare îi faci, la copierea sesiunii pe computer vei regăsi exact aceleași setări așa cum le-ai făcut pe mixer. O chestie foarte faină pe această consolă este acest buton AB. Dacă, de exemplu, chitaristul schimbă chitara la un moment dat în timpul piesei, ai posibilitatea să faci setări diferite de egalizare și de compresie pentru același canal. Pentru prima chitară ai setat egalizatorul și compresorul într-un anumit fel, iar pentru cea de-a doua chitară pentru care ai un ton diferit, vei seta diferit egalizatorul și poate și compresorul dinamic. Iar cu o simplă apăsare de buton pe acest AB, vei comuta între cele două setări în timp ce melodia merge, în timp ce trupa cântă pe scenă. Iar de acest lucru beneficiază toate canalele de pe mixer. Practic, poți avea două setări complet diferite pentru fiecare dintre canalele de pe mixer. Avem mixul principal cu acest master fader, dar în partea stângă a mixerului avem încă 16 mixuri. În prima fază acestea sunt configurate către ieșirile auxiliare, însă ele sunt foarte versatile și le poți folosi ca submixuri sau ca și configurări matrix, așadar ai posibilitatea să folosești fie 16 mixuri auxiliare, fie 8 mixuri auxiliare și 8 submixuri sau orice fel de combinații între auxiliare, submixuri, sau Matrix.
Tot în partea stângă a mixerului avem încă 4 submixuri și anume de efecte, FX, AB, CD. Pe fiecare dintre aceste 4 submixuri poți alege între 4 tipuri de reverb și 3 tipuri de delay. Odată ce ai selectat unul dintre submixuri, vei putea alege din care canal vei trimite semnal audio către acel submix. Iar din meniu putem alege unul dintre cele 7 efecte disponibile. Apoi pot selecta al doilea submix pentru efecte și pot alege un efect diferit. În mod similar, trimitem semnal și la acel submix. De menționat faptul că toate aceste efecte nu consumă resurse suplimentare, adică ele nu împart procesoarele de semnal. Fiecare canal are procesorul său de semnal, așadar poți încărca cu efecte oricât de mult cât îți permite mixerul. Iar bineînțeles că pe canalul de master al acestor submixuri de efecte se poate aplica compresie dinamică și egalizare. În partea dreaptă a mixerului putem alege ca în loc să ne afișeze canalele de la 17 la 24, cu o singură apăsare de taste putem să vedem intrările auxiliare sau grupurile DCA sau faderele master de la submixuri, iar acestea au încă 2 pagini disponibile. Dacă dorim să revenim la afișarea canalelor de la 17 la 24, apăsăm din nou butonul care este apăsat. Cu acest mixer poți crea până la 24 de grupuri DCA. Practic, cu un singur fader putem controla mai multe alte fadere în același timp. Hai să creăm un grup DCA și să vedem cum funcționează. Selectăm DCA Groups, ținem apăsat Select pe faderul pe care vrem să-l folosim, celelalte încep să pâlpâie și putem selecta canalele. Eu vreau 10, 11, 12, 13. După ce-i dau drumul, le regăsesc pe cele 4 aici în stânga, iar de la faderul DCA le pot controla pe cele selectate. Dacă din 2 canale mono ai nevoie să creezi unul stereo, este foarte ușor să le legi între ele, selectezi unul dintre canale, iar apoi ai aici acest buton Link, iar cele 2 sunt acum legate unul de altul. Dacă dau de unul dintre ele, celălalt îl urmează. Și îmi și arată că sunt panoramate deja stânga-dreapta automat. Dacă vreau să le dezleg, apăs din nou pe Link și cele 2 devin din nou independente. Un alt mod interesant de a lucra cu acest mixer este acest mod User. Odată selectat acest mod User, pot selecta ce intrare fizică voi aloca fiecărui fader în parte. De exemplu, pe canalul 1, dacă selectăm, vreau intrarea 10. Pe canalul 2 vreau să am intrarea 5. Pe canalul 3 vreau să am intrarea 9. Când am terminat, apăs Done, iar acum pe consolă am doar canalele selectate și pot să fac un mixaj mult mai ușor. Iar din acest mod, dacă vreau să văd din nou toate canalele mixerului așa cum sunt ele, apăs pe Inputs și sunt din nou exact cum am fost înainte, navigând la pagina următoare pentru canalele 25-32. Un alt mod de a-ți ușura munca folosind această consolă este folosirea butoanelor cu funcții stabilite de către utilizator. Acestor 8 butoane de la User Function li se pot aloca diverse funcții, cum ar fi, de exemplu, Tap Delay pentru un delay digital, sau poți crea, de exemplu, așa numitul Mute Group. Ce este un Mute Group? Este posibilitatea de a pune pe mute mai multe canale simultan dintr-un singur buton. Hai să vedem cum se face acest lucru. Să zicem că de la primul buton vreau să pun pe mute toate canalele pe care am tobă. Țin apăsat pe buton, toate canalele încep să pâlpâie, iar eu selectez canalele de tobă. Să zicem 4, 5, 6, 7, 8 și 9. Iar acum, dacă apăs pe buton, toate acele canale se pun pe mute în același timp. Dacă tot am vorbit despre faptul că acest mixer este foarte util și în studio, nu doar la sonorizări, hai să vorbim puțin și despre partea de înregistrare. Această consolă de mixaj oferă 3 feluri de a înregistra. Prima posibilitate este de a înregistra pe computer, pe Mac sau pe PC, până la 64 de canale audio. Odată sunt cele 32 de canale de pe mixer, iar apoi poți adăuga de pe mufa de rețea până la 64 de canale audio de înregistrat simultan. A doua variantă este posibilitatea înregistrării pe card SD a fișierelor audio. Poți înregistra 34 de canale audio pe un card SD, adică cele 32 de canale plus stereo stânga-dreapta.
Pe un card de 32 de GB intră aproximativ 90 de minute dacă înregistrezi toate cele 32 de canale. În schimb, dacă vei înregistra mai puține canale, bineînțeles că durata de înregistrare va crește proporțional. Iar a treia variantă de înregistrare este prin mufa de rețea Audio Network. În acest mod poți înregistra pe un computer Mac, ceva mai nou, până la 64 de canale audio. Hai să vorbim puțin despre softurile cu care vine această consolă. Așa cum am mai spus, ea vine cu Presonus Studio One Artist, care este softul de producție audio. Al doilea software cu care vine consola este Capture. Softul Capture este o soluție foarte simplă de a înregistra toate canalele audio de pe mixer dintr-un singur buton. Capture nu îți înregistrează doar canalele audio, ceea ce poți să faci cu orice alt software de producție audio, ci pe lângă acestea îți mai înregistrează toată scena, toate setările de pe mixer, odată cu acel proiect, cu fișierele audio. Iar acasă când ajungi și deschizi tot proiectul în Studio One, vei avea toată sesiunea de lucru, toate fișierele și setările exact așa cum au fost pe mixer. Al treilea software de care vorbim este UC Surface. Este un software de control de pe tabletă, Android sau iOS, al acestui mixer, al acestei console. Pe lângă faptul că poți controla toate setările direct de pe tabletă, interpreții au posibilitatea să-și controleze propriul lor mix de monitorizare de pe telefonul lor Android sau iOS. De asemenea, drepturile se pot și restricționa, astfel încât basistul, de exemplu, să nu aibă acces la mixajul de monitorizare al vocalistei. Pentru Studio One, această consolă de mixaj poate funcționa și ca suprafață de control. Se poate seta două mod și atunci tot ce atingem pe mixer se regăsește direct în software-ul de producție audio. Avem butoanele de transport, avem fed channel, setările canalelor, faderele, o grămadă de setări. Acesta a fost Studio Life 32SX. Îți mulțumesc pentru atenție. Să ai mixaje și înregistrări faine!